Elevii liceului Lucian Blaga din Reghin au organizat miercuri 27 ianuarie o nouă activitate în cadrul conferințelor menite să ofere liceenilor informații despre subiecte care nu sunt cuprinse în programa școlară. De această dată, invitatul liceenilor și al profesorilor a fost arhitectul reghinean Klaus Birtler. Organizatorii au dorit să atingă un subiect de actualitate pentru orice comunitate locală. Eu cred că am reușit în ceea ce mi-am propus. Îl știu pe domnul Birtler, știu că este un entuziast și un idealist pe de altă parte și mă bucur că avem așa ceva în oraș. Am impresia că dacă elevii își dau seama că tot ce există în oraș are o valoare și dacă avem grijă de ceea ce avem, cel puțin de patrimoniu și de natură, atunci pe termen lung avem de câștigat. Eu cred că dacă și-au dat seama de aceste lucruri, atunci suntem toți câștigați. Niște discuții actuale despre ce se întâmplă în piața reală, în viața reală de după școală, mi se pare că aduce elevii cu picioarele puțin pe pământ și reușește să-i orienteze către o carieră, către o lume mai reală sau către realitatea către care se îndreaptă după ce termină școala sau în momentul în care intră la facultate. Copiii sunt foarte cuminți, probabil l-au ascultat și au fost foarte multe întrebări la final, drept pentru care cred că au fost interesați de subiect. Am fost foarte atent la ceea ce s-a discutat, o temă foarte interesantă și mi-a lăsat o impresie plăcută, adică am învățat câteva lucruri noi despre urbanism, despre arhitectură și mi se pare o meserie foarte interesantă și care implică numeroase greutăți, dar și cu recompense pe măsură. Pentru noi este foarte important să vadă elevii și mai ales să audă și altceva. Considerăm că ce se dă la televiziune, mă scuzați, nu întotdeauna este ceva care merită dat. Mi se pare că există prea multă demagogie, pe de o parte, prea multă prostie, superficialitate și dacă elevii nu au acces și la altceva, eu cred că o să avem toți de suferit, fiindcă ei sunt generația viitoare până la urmă. Crezi că colegii tăi vor vedea altfel lucrurile începând de astăzi când se plimbă prin oraș? Eu sper că da, adică dacă aș fi în locul lor, eu așa aș vedea lucrurile, pentru că fiecare clădire din centrul istoric al regiunului are o poveste în spate, fiecare decorațiune și atunci ar trebui să fim mai atenți la detalii. Aceasta a fost a treia ediție a conferințelor liceului Lucian Blaga. În primele două întâlniri, elevii au stat de vorbă cu un profesor de limba română despre importanța lecturii și cu artistul Vizi Imre legat de muzică și impactul ei asupra vieții.